Vă propun un exercițiu care este probabil, cu siguranță este cel mai șocant exercițiu din seara asta. Nu probabil. Nu știu dacă e cel mai șocant exercițiu din toate seminarele la care ați participat. Apropo, câți dintre voi ați participat măcar la încă un seminar de dezvoltare personală și profesională până acum? Ei, sunt șanse să fie cel mai șocant dintre toate. Și vă rog să luați o foaie albă de hârtie și un pix. Pixul în mâna dominantă. Și în mijlocul foiei de hârtie o să vă rog să scrieți o cifră. Sau un număr, că nu fac diferență între cele două. O să vă rog să scrieți un număr în mijlocul foiei de hârtie și să-l scrieți apăsat, dar să-l scrieți spontan, nu orice număr, stați un pic. Numărul este răspunsul la o întrebare. Și întrebarea este următoarea. Sunteți atenți? Da. Nu sunteți atenți. Sunteți atenți? Da. Întrebarea este următoarea. La ce vârstă am să mor? Vă rog să scrieți. O cifră, un număr, mă rog. Să știți că m-am pregătit pentru această rumoare, nu mă impresionați. Ok. Vă rog să-mi dați un semn aceia dintre voi care ați scris. Cine a scris? Imensa majoritate dintre voi a scris. Când vă uitați pe cifra respectivă, câți dintre voi ați spune că cifra are un oarecare sens? Are un oarecare sens. Oarecare. Are un oarecare sens în, la modul, spunea cineva mai devreme, chiar dacă nu are sens? E, dacă pentru tine nu are sens, găsești o cifră care are un oarecare sens. Cum compunem această număr, nu cifră, da? E număr. Cum compunem acest număr? Cum îl compunem? De unde vine? Toată lumea a scris ceva. De unde? Din cap, zice cineva. Ok, mai de unde ar putea să vină? Pe baza experienței. De unde ar mai putea să vină? Din? Din corp. De exemplu, când mi-au murit bunicii, zice cineva. Alte surse. De unde mai poate să vină numărul ăsta? Din speranța de viață, da. De la ceea ce îmi doresc. Ok. Din statistici. Am un client care lucrează în asigurări. Probabil că cei care lucrează în asigurări, dacă ar fi să răspundă la întrebarea asta, din calcule actuariale, scriu. Okay. Dar avem un astfel de număr și e foarte interesant, pentru că dacă te detașezi un pic, nu e o chestie care ai zice din start că primește un răspuns foarte spontan, foarte rapid, foarte brusc. O va lua 10 secunde să răspundeți. Da? Și a scris un anumit număr acolo. De curiozitate, câți dintre voi ați scris un număr între 70 și 80? Câți dintre voi ați scris între 80 și 90? Câți dintre voi ați fost ceva mai optimiști? Ok. Ok. Bun. O să vă rog să faceți următoarea acțiune în continuare, pentru că, deși tema poate părea fie morbidă, fie hilară, ea are un adevăr foarte profund instalat în ea. Și adevărul este, o să vă spun întâi care e adevărul și apoi să vă spun acțiunea. Adevărul este dat de faptul că luăm bucățele de informații din mediu, de la televizor, de la vârsta bunicilor, din cărți, din discuții cu X, Y sau Z și așa mai departe. Și marea majoritate dintre noi, și când spun marea majoritate, mă refer la aproximativ 98% din oameni. Știm un număr. Știm un număr. Și știți ce e absolut fenomenal? Că luăm și ne construim viața în jurul acestui număr. Luăm numărul respectiv și ne facem proiectele, având undeva în spatele minții, foarte adânc și inconștient înșurubată, ideea că se termină ața la un anumit moment. În engleză sună foarte frumos, se cheamă deadline. Și pentru că avem de lucrat cu deadline-uri foarte des, mai ales în lumea corporatistă, suntem foarte obișnuiți ca deadline-urile respective să fie relativ scurte.
în lumea corporatistă se vorbește despre quarterly deadline. Adică odată pe trimestru, ți-o mai mărit o linie, odată la 6 luni deadline, proiect de 6 luni, proiect de 9 luni, proiect de un an, proiect de un an deja e un lux. Suntem în secolul vitezei, trăim într-o atmosferă de permanentă competiție și viteză. Știu o companie care are la 3 săptămâni, nu la lună, anumite deadline-uri și lucrul ăsta ne face să ne setăm mintea, să privim realitatea vieții noastre în calupuri mici, în etape cu deadline, care se duc toate către deadline-ul final. Dar știți ce e foarte interesant? Creierul nostru lucrează cu aceste cifre și în mod inconștient, nu numai în mod conștient, cum lucrăm noi cu bugete. Și uite așa apar fenomene de genul, băi, am ajuns la jumatea vieții. Nu te gândești la asta foarte des. Dar undeva în spatele minții se procesează. Eu am fost absolut șocat când am lucrat cu un coach și m-am dus la el și ziceam, băi, mi-e rău, nu-mi place, nu știu ce aveam eu, nu știu ce probleme aveam existențiale pe atunci, de sănătate în special. Și el îmi zice, păi, da, păi gândește că nu mai ești tânăr. Și m-am uitat așa la el aproape cu groază. A fost prima persoană care m-a informat în viața asta când mi s-a terminat tinerețea. Și după aia mi-a trebuit vreo 2 ani de zile să mă regândesc. Să mă gândesc înapoi. Să spun, cum adică nu-s tânăr? Dar el ce presupunere a făcut acolo? Și că era în engleză. You're not young anymore. Și acum când mă gândesc, mi se face pielea de găină. Cum adică nu mai sunt tânăr? Dar cum sunt? Dar ce sunt? Zice, moșneac, care ideea? Și în momentul ăla de vulnerabilitate pe care l-am avut, am simțit un fior pe șira spinării, pentru că a fost prima persoană din viața mea care mi-a adus această informație. Și ăla a fost momentul în care am început să mă gândesc la asta. Zic, nu cumva facem noi în mintea noastră un fel de algoritm semiconștient sau inconștient prin care ajungem la un moment dat să decidem că e un moment potrivit să ne îmbolnăvim, că doar ne apropiem de deadline. Sau e un moment potrivit să mai scurtăm din proiecte când ne apropiem de deadline. Sau e un moment potrivit să nu ne mai implicăm în anumite proiecte când ne apropiem de deadline și dacă proiectul rămâne terminat fără noi. Și tot așa. Are sens ce zic? E spooky. Spooky e un termen tehnic din psihologia comportamentală. Și e și nașpa. Și ăsta e un termen tehnic. Pur și simplu lăsăm această cifră în mintea noastră să ne dicteze momentul în care imunitatea ne scade, momentul în care nu mai vedem bine, momentul în care nu mai învățăm lucruri noi. Și acest truc mental ne face, de fapt, ne mai învățând lucruri noi, să ne oprim din creștere. Și orice lucru care nu crește, moare. Nu stă pe loc, pentru că mediul din jur se schimbă.